Cei mai mulți suceveni care vin în audiență la primarul municipiului Suceava se plâng de cum sunt administrate asociațiile de proprietari. Edilul urbei le reamintește sucevenilor faptul că până pe 31 martie sunt alegeri la asociații și invită să participe în număr cât mai mare pentru a schimba conducerile acolo unde este cazul. Fac un apel la toți cetățenii care sunt proprietari să meargă la aceste adunări generale. Pentru că numai așa au posibilitatea să-și aleagă oameni pe care îi vor, oameni competenți, oameni pe care să-i tragă la răspundere. Degeaba vin la mine și nu le vine să cred, deci ei nu pot crede că primarul nu are în subordine asociației proprietari. Eu nu sunt șeful asociației proprietari. Primăria are un departament, o direcție prin care coordonează asociații proprietari din punct de vedere legal al constituirii lor, dar aspectele legate de contabilitate, de nereguli de acolo, nu sunt de competența primăriei de cele mai multe ori. În 2013, doar 15% dintre suceveni au participat la alegerile conducerii asociațiilor de proprietari. În acest an, șeful administrației locale speră ca prezența sucevenilor să fie mult mai mare. Chiar și domnia sa și-a anunțat participarea la unele întruniri ale asociațiilor de proprietari. Din păcate, n-am avut succes și anul trecut am făcut același apel, numai că la sfârșitul adunărilor generale, când am tras linia și am socotit, doar 15% din proprietari au participat la aceste adunări generale. Sper în acest an să avem mai mult succes, dar îi rog cetățeni să meargă la aceste adunări generale, să aleagă pe oamenii cei mai potriviți. Avem atâtea probleme de servicii, de apă, canalizare, termoficare, salubritate și alte lucruri care sunt la asociației proprietari. Astăzi nu mai prin ele se gestionează și este bine să participe la aceste adunări. O să-mi fac și eu timp să particip la o parte dintre ele, sigur nu o să pot la toate, dar vă spun, oamenii trebuie să înțeleagă care este rolul exact al acestor asociații de proprietari.